Vești bune pentru cetățenii din municipiul Pașcani și comunele învecinate. Punctul de lucru pentru obținerea pașapoartelor ar urma să fie redeschis cel mai probabil în luna mai a anului curent. Prefectura Iași a solicitat primăriei Pașcani alocarea unui spațiu adecvat, chiar și cel folosit cu câțiva ani în urmă și acordul de reluare a activității. Serviciul ar urma să fie asigurat de un funcționar al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, aflat în subordinea prefecturii Iași, câte o zi, o dată la două săptămâni. Noi estimăm că la jumătatea lunii mai vom putea demara această activitate. Vor să fie niște proceduri administrative, după cum știți, aceste servicii, cel de pașapoarte și cel de permise, țin de direcții ale ministerelor, ale Ministerului Afacerilor Interne. Ei administrativ sunt la instituția prefectului. Dar manifestăm deschidere. Este foarte simplu să rezolvăm chestiunea cu punctul mobil de la pașapoarte, care de altfel a mai funcționat la Pașcani. Spațiul există, deci spațiul a fost alocat de mai mult timp în spațiul respectiv. Deci este vorba de spațiul în care a funcționat până în 2016 biroul mobil. Înțeleg că acolo sunt o serie de bunuri care aparțin instituției prefectului. Dorința noastră ar fi să preluăm mai departe acel spațiu. În adresa trimisă primăriei Pașcani se arată că demersurile au fost făcute în urma unei solicitări a deputatei USR Coset Chichirău, transmisă Ministerului Afacerilor Interne. Pe data de 26 februarie, anul curent, parlamentarul de Iași l-a întrebat pe ministrul Marcel Vela când va fi redeschis punctul de lucru mobil din orașul Pașcani. Punctul de lucru la Pașcani al Serviciului Comunitar de Pașapoarte Iași este desființat de 4 ani de zile și, în ciuda promisiunilor făcute de reprezentanții guvernului în teritoriu, acesta nu a fost reînființat. Situația a generat supraaglomerarea direcției Pașapoarte Iași în condițiile în care solicitările se fac nu doar din județ, ci și din Republica Moldova. Doar în prima parte a anului trecut, direcția de Pașapoarte Iași a eliberat 50.000 de documente, cât în tot anul 2018. Domnule ministru, cetățenii municipiului Pașcani au transmis numeroase sesizări către biroul meu parlamentar și vă transmit solicitarea lor pentru redeschiderea urgentă a punctului de lucru mobil din oraș. Se arată în adresa trimisă de deputatul USR. Prefectul județului Marian Grigoraș spune că în acest sens au fost făcute mai multe solicitări, unele chiar de câțiva ani de zile, soluționate negativ. Ultima dintre ele a fost făcută de consilierul local Marius Pintilie. El a fost în audiență în cursul zilei de marți, după ce reprezentantul guvernului a semnat pe 6 martie anul curent răspunsul trimis primăriei Pașcani. Și de asemenea există un demers al domnului consilier local Pintilie, dacă nu mă înșel. Demersul domnului Pintilie a fost ieri, dar dânsul a venit cu o serie de documente legate de petițiile anterioare despre care vă spuneam. Consilierul pașcănean a mai solicitat deschiderea la Pașcani a unui punct de lucru pentru înmatricularea mașinilor și eliberarea permiselor de conducere. În acest sens a prezentat și un tabel cu semnături din partea cetățenilor. Prefectul județului a precizat că această problemă este mai dificil de rezolvat din lipsa resurselor de personal. El a spus că un răspuns concret ar putea fi primit cel mai probabil în a doua jumătate a anului. Este mai complicat pentru permise și înmatriculări, unde nu va putea funcționa pe același principiu de mobilitate. Eventual, dacă cei de la minister vor fi de acord, probabil, în a doua jumătate a anului sau de la anul viitor, s-ar putea pune în discuție înființarea unui punct permanent de birou de permise și înmatriculări. Menționăm că punctul de lucru pentru pașapoarte de la Pașcani a fost deschis în mai 2012 și suspendat după 4 ani de activitate în august 2016.